Ana, mulțumim foarte mult! Inflația a scăzut, dar buzunarele românilor sunt goale în continuare, pentru că prețurile cresc. Înainte de sărbători, românii vor plăti mai mult pentru preparatele din carne, pește, brânzeturi, cafea, dar și detergenți și produse de igienă personală. Ioana Ciobanu vine cu mai multe detalii chiar acum, în direct, despre aceste scumpiri. Bună dimineața, Ioana! Te ascultăm! Bun găsit, 6,6%, aceasta este rata inflației pentru luna martie a acestui an, ceea ce înseamnă că în medie plătim mai mult cu 6,6% pentru produse și servicii. În ceea ce privește alimentele, este important de spus că plătim mai mult pentru produsele din carne cu aproximativ 7%, plătim mai mult de asemenea pentru pește cu aproximativ 8%, dar și pentru brânzeturi, însă conservele din fructe sunt fruntașe în ceea ce privește inflația și asta pentru că plătim pentru ele cu aproximativ 12% mai mult față de anul trecut. De asemenea, este important de spus că plătim mai mult și pentru produse nealimentare. Chiar aici inflația a crescut foarte mult. Dăm exemplul detergenților, pentru care plătim cu 24% mai mult față de anul trecut și, de asemenea, pentru articole de igienă, cosmetice, cu 18% mai mult și serviciile per total și acestea ne costă mai mult cu aproximativ 10% și aici vorbim despre transport, masa în oraș sau livrarea de mâncare. De asemenea, este important de spus că se observă o scădere a ratei inflației și asta pentru că anumite produse sunt mai ieftine, produse precum făina, mălaiul, uleiul sau margarina. Totuși, în ceea ce privește produsele nealimentare, aici niciunul dintre ele nu este mai ieftin față de aceeași perioadă anului trecut, cu excepția energiei electrice. Și în tot acest context este important de spus că pentru mai multe luni la rând România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește inflația.